Bun găsit! Vă propun un exercițiu sumbru de imaginație. Gândiți-vă pentru un moment cum ați arăta fără sprâncene. Acum poate realizați cât de importante sunt ele pentru fiecare dintre noi. Poate de aceea este atât de important să le găsim forma potrivită. Ochii par mai mari sau mai mici și după caz găsim conturul potrivit. La fel și fruntea și, de ce nu, nasul. Colega mea, Olivia Păunescu, ne spune și nouă cum putem avea sprâncene perfecte atunci când natura ne-a fost împotrivă. Imaginează-ți o situație care e primită o veste și este o veste plină de bucurie. Super! Imaginează-ți acum o situație în care e primită o informație care îți ridică o urmă de îndoială. Foarte bine! Acum să trecem în registru negativ. Ai primit o veste foarte tristă. Cineva din familia ta chiar s-a prăpădit și este cineva foarte apropiat la care tu ții foarte mult. Super. Crezi că ai fi putut să faci toate aceste stări emoționale dacă nu te-ai fi folosit de sprâncene? Sprâncenele spun foarte multe despre ceea ce simțim în interior. Sunt indicatorul stării noastre de slăbiciune sau de putere. În momentul în care, să spunem, ceva ne captează atenția, dar nu ne convine, automat vom ridica doar una dintre sprâncene. Dacă suntem nesiguri de ceva sau avem o senzație care este negativă, ele întotdeauna vor fi îndreptate cu colțurile în jos, care este un indicator foarte clar al stării emoționale negative. Se spune că sprâncenele ne trădează până și personalitatea, iar eu una m-am regăsit în descrierea acelor femei care au sprâncene puțin mai groase, la fel ca ale mele. Sunt persoane extrem de active, încrezătoare în forțele proprii și obișnuite să ia decizii rapide. Exact la polul opus se află purtătoarele de sprâncene ușor ridicate, care au obiceiul de a analiza tot ce se întâmplă în jurul lor. Caracterul sociabil este asimilat persoanelor cu sprâncene în formă rotundă și arcuită, iar dacă sprâncenele sunt așezate la o distanță mare de ochi, persoana în cauză este o visătoare, pe când cele apropiate dezvăluie atenție și perspicacitate. Moda revine, iar sprâncenele dese cu aspect cât mai natural sunt din nou în vogă. Ce faceți însă dumneavoastră, cele cărora părul din sprânceană nu vă mai crește? E bine, există soluții. O procedură de micropigmentare a sprâncenelor care a evoluat din fostul tatuaj și acum arată într-un alt fel, mult mai natural, mult mai discret din punctul meu de vedere și care imită în totalitate sau în proporție de 90% firele naturale din sprâncenele noastre. Practic este o procedură care se realizează cu ajutorul unui aparat de micropigmentare asemănător cu ce exista odată ca și tatuaj, numai că este special pentru această procedură, este mult mai soft, mult mai sigur făcut și special pentru machiajul semipermanent, cu pigmenți naturali. Există însă etape fără de care sprâncenele noastre nu au cum să arate perfect. Și când spunem perfect, nu ne referim la simetrie, pentru că nimeni nu are partea stângă a corpului egală cu cea dreaptă. Avem niște sprâncene un pic distanțate de nas, da? Teoretic, noi trebuie să măsurăm așa, poți să privești în oglindă, da? Aceasta e măsurătoarea corectă și ar trebui să înceapă sprânceana de undeva de aici, din zona asta. Trebuie să reconstruim prima parte a sprâncenei, adică capul sprâncenei. Coada sprâncenei este ok și nu avem punctul cel mai înalt, da? Adică ai sprâncenele ca o linie care nu are formă. Desenul este primul pas, iar de îndată ce specialistul și clientul s-au pus de acord asupra formei, abia atunci începe procedura propriu-zisă. Vom face niște semne, o să doară foarte puțin ca la pensat, să nu-ți fie frică. Ulterior vom pune anestezic, vom sta 5-10 minuțele și ne apucăm de pigmentat. Cu alte cuvinte, se vor trasa niște curbe subțiri care să imite firul de păr și sensul creșterii lui. Am să folosesc 3 nuanțe de pigmenți, astfel încât să putem crea forma și culoarea sprâncenei, care trebuie să fie mai deschisă spre capul sprâncenei și ulterior să se închidă spre coadă.
Și asta pentru că reconstrucția sprâncenelor se face numai prin tehnici de iluminare și umbrire tridimensională. Rezultatele se vor vedea după 4-5 zile, timp în care vom hidrata zona cu o cremă specială. Ele vor fi puțin mai intense ca și nuanță, ulterior se vor deschide. În această perioadă nu avem voie să ne udăm cu apă, să folosim alte creme de alt gen. Ne machiem și demachiem foarte ușor, fără să atingem zona. Micropigmentarea sprâncenelor presupune două ședințe, cea de reconstrucție și, după o săptămână, retușul. Acestea împreună costă 1200 de lei. Tatuajul nu este însă pe viață. El trebuie bătut din nou la o perioadă de timp. Dacă aveți sugestii sau întrebări, nu ezitați să ni le adresați pe pagina de Facebook a emisiunii. Ne reîntâlnim și mâine la aceeași oră, pentru că vrem să auzim numai de bine.